Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul zilei de astăzi este actorul Razan Firescu, bun găsit, nou director interimar al Teatrului Bulandra. Mulțumim că v-ați făcut timp să veniți azi la noi. Bună ziua și mulțumesc tare de invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, bună Florin. Bună ziua. Director de teatru. Totul a început de la un protest al dumneavoastră și al colegilor dumneavoastră, la care s-au alăturat mulți alți actori care au protestat împotriva vechii conduceri. Da, n-aș vrea să intru foarte tare în amănunte, pentru că lucrurile, după cum bine știți, s-au rezolvat. Pot să vă povestesc pe scurt. Au fost niște tensiuni între conducerea interimară și colectiv, care, din fericire, rezultă. Deci, acum există perspectiva reintrării în normalitate. Intrăm în normalitate. Da, oamenii au avut niște probleme și în momentul ăsta s-au rezolvat. Să sperăm că o să fie bine. Eu am preluat interimatul, ca și directoarea dinaintea mea, directoarea interimară, și până la, sperăm cât de repede, într-un concurs care să pună un manager pe post, să facă, eu sper să fie concursul ăsta cât mai repede și să vedem ce se va întâmpla în continuare, în ce direcție va lua teatru. Deocamdată asigur cât pot, deci, din punctul meu de vedere și al echipei. Urmă, ca Teatrul Bulandra să aibă o conducere stabilă, un plan de management toți clar. Așteptăm asta, acolo, toți așteptăm asta. Și o perspectivă. Toată lumea așteaptă asta. S-a amânat destul de mult din cauza pandemiei, din motive. S-a amânat concursul și sperăm să fie cât mai repede. Vorbesc de pandemie. Teatrul dumneavoastră, Teatrul Bulandra, avea această problemă managerială, haideți să o numim așa. Teatrele însă din România, toate au o problemă reală generată de această criză sanitară. Cred că din lume. Și din lume. Da. Cumva cred că suntem printre cei mai expuși, noi artiștii, actorii, și alături de toți cei care lucrează cu mulțimi, cu adunări de oameni, unde trebuie să concerte, meciuri de fotbal. Noi cumva suntem, cred că suntem ultimii care vom reveni la normalitate. Dacă lucrurile se relaxează ușor, ușor, noi vom fi ultimul pas. Adică cred că o sală de teatru plină, ochi, nu vom vedea foarte curând, din păcate. Pentru că nu cred că se va întâmpla nimic peste noapte, nu cred că lucrurile se vor detensiona așa. Sau că COVID-19 dispare brusc. Și atunci sper într-o revenire normală, pas cu pas, adică sper în primă fază, cum am început acum să jucăm în sălile în aer liber. Am jucat în Herăstrău, am jucat în Cismigiu, am jucat în Undercloud acum la festival, în aer liber, cu distanțare, cu locuri goale, între, foarte interesant, așa, cu oameni cu măști pe față, în aer liber. Doar o paranteză, da. Pentru un actor care e pe scenă și are în fața sa un public format din oameni care poartă măști, cum e, că de multe ori bănuiesc că le încercați să le prindeți reacțiile, nu? În principiu nu ne uităm în public, dar sigur că îi simțim, sigur că ei există acolo. De exemplu, la artă, spectacolul pe care joc la Bulandra, am un dialog direct cu publicul. Sunt niște monologe, așa, din dramaturgie și din regie. Am un dialog direct și atunci chiar mă uit la ei. Și e puțin straniu, adică a trebuit să mă obișnuiesc puțin, să nu le simt nicio reacție, să văd doar niște ochi după o măscuță. Straniu sentiment, dar ce să fac, cumva îi vedem la fel, pe stradă, în magazine. A devenit cumva o normalitate. Mi-a povestit cineva de curând că a văzut un serial, nu contează unde, și a văzut niște oameni intrând, așa era în serial, intrând în magazin fără măști. Și a zis, băi, ce ciudat, a părut obișnuindu-se atât de tare cu măscuțele în magazin, a zis, nu-i ciudat că intră fără măști? Interesant ce repede ne obișnuim cu nou trend. Da. Domnule Razan Firescu, ce s-a întâmplat cu actorii în perioada asta? Din ce au trăit? Sunt mai multe categorii de actori.
Sunt actorii care sunt angajați, care au un angajament permanent, nedeterminat sau determinat la teatrele de stat și care și-au luat salariile, care și-au luat salariile. De exemplu, în București, relația între teatre și primărie a funcționat foarte bine și n-am simțit o problemă aici, dar au fost teatre în țară la care s-a pus problema să se oprească salariile sau să se treacă în șomaj tehnic. La unele teatre s-a și încercat să se facă asta și s-a și făcut la unele. Din câte înțeleg, s-a și revenit pe urmă, adică au fost foarte... Da. Dar nu actorii din teatre de stat sunt o problemă și au avut actorii o problemă reală, în afara faptului că nu joacă și ne deprofesionalizăm și ne lipsește îngrozitor de tare scena și cred că și sper și publicului îi lipsește scena. Problema mare e cu actorii care nu erau angajați într-un teatru, care subzistau și trăiau din spectacole imediate care brusc nu au mai fost. Și aici vorbim de o familie, de oameni cu copii, sigur nu e singurul domeniu, sunt multe domenii în care oamenii au rămas fără, dar și ăsta a fost un domeniu destul de delicat. A fost o inițiativă la un moment dat printre actori, actori pentru actori, da. Nu știu dacă da. Se numea așa, da. Dar ideea era că actorii care au un salariu, nu? Care au da. O carte fost, de muncă, au un angajament, să-i ajute fost, pe dacă nu mă cer, cei care nu au. Dumneavoastră da, fost, ați avut evident, un evident, actor pe care l-ați ajutat în perioada asta. Da, da, am avut. S-a făcut, Marius Manole mi se pare că a pornit inițiativa, sper să nu greșesc, sau unul dintre cei care, hai să fim așa, unul dintre cei care a pornit această inițiativă. Evident că am fost sunat și eu și colegii mei de la Bulanda și prietenii mei, actori pe care îi știu și n-am auzit ca cineva să zică nu. Și cum a funcționat sistemul? A funcționat, am avut o echipă, Marius a strâns o echipă în jurul lui de oameni care știau, se ocupau cu tot ce înseamnă acest mecanism și din câte înțeleg a funcționat. Adică ne-am adus aportul fiecare cum a putut și adică le-am dat bani actorilor ăstora? Au fost mai multe formule, au fost mai multe, s-au strâns niște fonduri, s-a apelat inclusiv la guvern, la primărie, nu știu mai departe că n-am putut să urmăresc cum a funcționat, dar din câte am înțeles de la colegi, lucrurile au mers, adică au avut un oarecare efect, nu știu dacă total, adică nu știu. Dar s-a încercat și în mare măsură, din câte știu, s-a și reușit. Însă, acești oameni nu au problema rezolvată. Ei în continuare sigur. Trec prin tipe și momente sigur. Foarte dificile. Gândiți-vă că sunt oameni, ca noi toți care au familii, copii, rate, dobânzi, tot ca orice om. Și nu e vorba doar de actori, este vorba despre și toată industria care... lucrează în entertainment, nu? Da, în da. Zona aceasta. Dar eu jucam, ca să înțelegeți, jucam în mediul privat, ca să înțelegeți exact, două spectacole care aduceau 1000 de oameni în sală. Colegi de-ai mei sunt în aceeași situație. Brusc, lor le-a dispărut orice urmă de venit. Adică au rămas... Și unde se duc? Habar n-am. Au încercat tot felul de formule de supraviețuire, online, cursuri, au găsit, unii dintre ei au încercat să găsească formule să funcționeze. Foarte greu, foarte Sunt greu. Sunt cazuri de schimbare radicală a profesiei? Ați auzit? Am auzit, da. Am auzit. Nu aș vrea să dau nume, că... Nu, dați-mi exemplul pe care l-ați auzit. S-a calat cu totul pe un alt job, cu tot o altă direcție. Deci un actor care... Ce poate să facă un actor care se lasă de meserie? Greu. A renunțat total la actorie da. Și mai vrea să se întoarcă? N-am întrebat-o, Ivora Doria, n-am întrebat-o, dar eu cred că în forul ei intim, dacă aș întreba-o și ar avea o șansă să revină, sigur că eu cred că și-ar dori foarte tare. Plecată din mediul independent, o actriță și după vremea foarte, foarte talentată. Am stabilit deja că teatrul e un domeniu de activitate și e o artă care acum este lovită din plin. Da. Își va reveni vreodată? Nu știu ce să spun, cred că sper, adică pot să spun ce sper. Sper că pas cu pas, da, să revenim la ce a fost. Dar nu știu dacă va mai fi la fel, dacă cred că frica asta inoculată în oameni va ține,
cred că lumea va fi mai reticentă în a reveni, dar sper că cu timpul și pas cu pas lucrurile să revină la normal. Teatrul online e o soluție, e o variantă? Cred că pe termen scurt da. Cred că pe termen scurt da și a și funcționat pe termen scurt. Cred că pe termen lung nu. Adică pe termen lung alternativele de a te uita și a vedea niște lucruri atât de spectaculoase cum sunt cele prezentate pe toate platformele de filme, variantele sunt atât de bogate încât teatrul online pe termen lung eu nu cred că poate funcționa. Teatrul are acea magie a întâlnirii directe care nu poate fi înlocuită cu teatru TV. Nu cred. Pe termen scurt, încă o dată, repet, da, de ce? Datorită faptului că lumea empatizează cu actorul și înțelege situația mondială în care ne aflăm cu toții și atunci intră. În Anglia s-au ușit donat bani și lumea era cu ei și îi susțineau, dar pe termen lung, nu, părerea mea, nu știu dacă am dreptate, e doar o părere. În România ați simțit astfel de gesturi de solidaritate din partea publicului? Au existat în perioada asta? Vis-a-vis de online? Vis-a-vis de actori. De actorii aflați într-o situație dificilă. Da, am simțit o euforie a faptului că dacă mai apărea un spectacol, ieșea cât un teatru, cât un spectacol la început când s-a întâmplat, simțeam că lumea vrea să vadă, dornică, erau cumva și din solidaritate, nu doar din curiozitatea a ce prezintă. Cred că era și o formă de solidaritate să fim cumva alături de actorii noștri. Plus că care și ei stătuseră în casă, și izolați. Și stătuseră în casă, da, evident. În online a funcționat însă în perioada pandemiei și altceva. Dumneavoastră, alături de alți colegi actori, dumneavoastră ați și regizat producători, ați inventat un nou format de, cum să-l numim, serial. Nu? Pentru că era un serial discutabil. S-a chemat, a fost difuzat în fiecare vineri, seara, o dată pe săptămână, și erați toți actorii, fiecare câte un personaj, într-o fereastră mică. O să vă rog să ne povestiți cum s-a născut ideea asta și cum a funcționat. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Rămâneți așadar alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuu. Actorul Vlad Zamfirescu este invitatul zilei de astăzi, actor și director interimar al Teatrului Bulandra, dar și regizor. Da, cumva. În perioada pandemiei, povesteam înainte de pauza publicitară, ați inventat un nou format de serial. Discutabil se numește serialul pe care împreună cu alți actori, o să vă rog pe dumneavoastră să-i numiți, în fiecare vineri seara postați pe Facebook, da? Un nou episod, 20 și ceva de minute, cred că până în jumătate de oră, cam așa. Discuții între niște oameni obișnuiți, preluând temele zilei, fricile zilei, fobiile zilei. Cum s-a născut ideea? Ideea mea e veche. E de la începutul relației mele de prietenie cu Alexandru Popa, scenaristul serialului, care mi-a trimis un pilot, un episod, care se chema Discutabil, vorbind de acum 5 ani de zile sau ceva de genul. Și eu am fost foarte reticent, pentru că nu știam cum scrie Alex Popa, nu-i citisem nimic. În general, suntem cei din Breaslă, suntem destul de reticenți la textele noi, în sensul că, după părerea mea, cel puțin, e foarte greu să scrii bine. Și cred, sincer, că sunt câțiva în lume care scriu dramaturgie la ora asta contemporană bine. Sau din câți au ajuns la mine, or fi mai mulți nedescoperiți, nu știm. Dar din ce am tatonat așa și tot ce am încercat să facem în ultimii ani la teatru cu regizorii noștri, cu Cristi Jungu, cu Vlad Masaci, știu că greu am găsit cât un autor să zic, băi, ce mișto e. Cum e Nila Biut, cum e David Mamet, cum e... Sunt câțiva. Și atunci suntem destul de reticenți. Noi avem în România, mi-e place foarte tare Mimi Brănescu, de exemplu, adică sunt... Dar ăștia sunt rari. Și atunci am fost foarte... și am citit episodul, pilotul,
Nu numai că mi-a plăcut, dar am fost atât de impresionat de ce s-a întâmplat acolo. Toți într-o bucătărie, revenim pe urmă la discutabil cum s-a ajuns în forma fiecare în bucătăria lui. Toți într-o bucătărie, cum ne adunăm la români de multe ori, sau popor, nu știu că pot să zic în general, sâmbătă seara, vineri seara la câte un prieten și se discută temele săptămânii sau ce s-a întâmplat, ce mi-ai făcut. Și inclusiv teme umane, de relații umane, suprapus cu temele zilei, cu tema săptămânii, mai multe tipuri de... Și ne-a plăcut așa de tare, mi-a plăcut așa de tare că am hotărât să-l produc. Și s-au alăturat niște actori, colegi de mine pe care îi iubeam foarte tare și ei, le-a plăcut și lor foarte mult și am crezut că se potrivesc în rol și am făcut pilotul. În condiții independente absolut. Din mai multe motive, pilotul ăsta a stat, îl am încă, pilotul ăsta a stat la sertar o bună bucată de vreme, au fost niște tatonări cu mai multe, televiziuni care puteau să îl ia în calcul și nu s-a mai concretizat. Cristina Dobrițoiu, producătoarea serialului acum făcut la online, eu o știam deja pentru că ea a produs și filmul Secretul Fericirii pe care l-am făcut tot cu ea și ea știa de serial, îi plăcuse foarte tare și ei pilotul. Și a venit pandemia și eram toți, din câte țin minte, cu o săptămână înainte sau două, asta mi s-a părut cumva așa, stăteam pe balcon și mă gândeam, bă, nu mi-a ieșit serialul ăla, nu mi-a ieșit. Ca la două săptămâni să vină pandemia, din păcate, nici nu știu cum, și să primesc un telefon de la Cristina să-mi zică, Vlad, noi avem serialul ăla pe care nu-l facem. Cristina, cum să-l facem? Nu putem să ne adunăm, eram în izolare, cum nu putem să ne adunăm? Nu, fiecare în bucătăria lui. N-am sunat instantaneu pe dramaturg, pe scenarist, pe Alex. Alex, ce zici? Alex ăsta s-a gândit, măi, nu e rău. Nu e rău. Hai să vedem. Și așa, din aproape în aproape, am ajuns să facem discutabilul online. Echipa s-a schimbat, pentru că acum tipologiile erau altele, nu mai erau aceiași actori din prima distribuție. Și acum au venit alături de noi Carmen Tănase, Marius Manole, Șerban Pavlu, Medea Marinescu, pe cine sar? Nadiana Sălăgean, Kana Hashimoto, cam ăștia, sper să nu fiu uitat pe cineva. Și aveați așa, aveați tipologiile umane, aveați conspiraționistul. Evident. Da? Care era Marius Manole. Da, aveam ipohondrul Pavlu, care era Pavlu. Da. În fiecare episod avea senzația că are COVID. Da, da. Eu îl interpretam pe personajul care nu crede în boală și că totul e o invenție, nu e nimic. Și luați din dezbaterile publice ale zilei. Da, dar erau dramaturgul a luat. Și erau așternute de Alex da, Popa da. Într-un scenariu. Într-un scenariu și era repetat la virgulă. Eu am ținut asta, nu exista improvizație deloc, sau mă rog, 99% ăla era textul. Și repetam două, trei zile și abia în a patra zi filmam, urma montajul, urma cumva destul de profesionist. Sigur că lipsau luminile și camerele Full HD, dacă chiar eram pe Zoom, adică asta era realitatea, inclusiv ne-am asumat, știam că vor fi delay-uri cum sunt pe Zoom și asta e, așa se întâmplă, e adevărat. Bun, serialul ăsta realist, spuneți dumneavoastră, reflectă discuțiile din bucătăriile multor români sau discuțiile din grupurile de prieteni, unii cred, alții nu cred. Cum vi se pare spectacolul ăsta al dezbaterii publice din România? Nici nu știu dacă este o dezbatere românească, dar cum vi se pare dezbaterea asta în jurul pandemiei, în jurul existenței virusului? Vorbim de ce vedem la televizor, mă întrebați? Nu, ce vedem pe stradă, ce vedem la televizor, știm. E natural pe stradă lumea să fie împărțită, fiecare să aibă opinia lui, cumva e normal. Dar ține de mare care ne atinge pe toți și e natural să-l dezbatem și să avem și păreri proprii, greșite sau nu, dar cumva e natural.
conspiraționiștii, negaționiștii, pe ce se bazează? Pe ce au citit ei. Pe ce au citit ei pe Google sau ce au văzut la televizor. Că bănuiesc că v-ați studiat personajul. Da, eu eram cel care nu credea. Încercați să pătrundeți în mintea lui. În COVID și că va trece foarte repede. Dar sunt o grămadă care chiar așa gândesc. Adică eu, de exemplu, eu personal sunt mai relaxat în ceea ce privește COVID-ul. Știu că există, n-am niciun dubiu, dar nu sunt atât de... Așa o fi natura mea umană. Nu sunt atât de speriat. Cred că se exagerează. Din punctul meu de vedere, se exagerează puțin. Și poate că o abordare mai echilibrată ar duce mai înspre bine. A fost o discuție inițială legată de măștile pe care se poartă în sală. Dumneavoastră, cum vedeți problema asta a purtatului de mască în spațiile publice? Cred că trebuie să avem grijă de cei de lângă noi și să... Nu știu ce studiu s-a făcut, cât protejează, că aici e o chestie care trebuie studiată. Și un studiu adevărat cât protejează masca, nu știu dacă s-a făcut. Ar trebui... Ba, s-au făcut. S-au făcut mai multe, da, masca te protejează, da. Și pe tine, dar mai ales pe cel din fața. Cred că trebuie făcut, trebuie respectat. Adică legea, cred că trebuie respectat. Haideți ca să vă întreb poate puțin mai direct. Discutabil, înțeleg că a fost invitat la un festival. Am avut bucuria, da, ne-au sunat. Cred că dacă, nu știu să nu sune laudă, dar noi ne-am dat seama atunci când îl făceam că e singurul serial, că l-am început imediat, la o săptămână după ce s-a dat starea de urgență, că s-a oprit tot. Și noi am început filmările la o săptămână. Și cumva ne-am dat seama, vorbeam într-o seară cu colegii mei, zic, bă, noi suntem singurii care filmăm la ora asta în lume. Adică cumva, nu, probabil că mai erau și alții, dar ca idee, așa era, eram... printre puținii, hai să zic așa, care făceau serial în stare de urgență în lume. Am avut norocul să ne sune din Italia, am primit o invitație din Italia să preia formatul, ceea ce ni s-a părut extraordinar. După aia am fost invitați cu Discutabilul suntem invitați, că urmează să mergem la un festival de film și am fost invitat tot cu Discutabilul să vindem formatul la cea mai mare piață de desfacere de produse TV, care cred că în Ungaria, nu mai știu exact, din Europa, și am fost invitați cu serialul să-l prezentăm acolo și să... Și acum, și continuăm discuția legată de Discutabil. Întrebarea mai directă pe care vă o propuneam. Haideți să spunem că ați fi invitat la un mare festival de film din România. Da? Unul, nu știu, se desfășoară în aer liber. TIFF, să spunem. Și dumneavoastră, ca regizor, v-ați duce în față și înainte de a difuza pilotul ăla nedifuzat al serialului, da. Discutabil, ar trebui să vorbiți publicului. Ați face-o cu mască sau fără mască, domnule Zanfirescu? Având în vedere că sunt sigur pe scenă și că publicul e la o distanță... Păi nu, că regulile sunt cu mască. Dacă acum e cu mască? Prezentatorul... Atunci mă întrebați cum aș face-o sau cum o să o fac? Sau cum o să o faceți? Păi dacă trebuie cu mască, sigur cu mască. Au fost colegi de-ai dumneavoastră, regizori cunoscuți, domnul Puiu, am auzit, exemplu, care a refuzat să poarte masca, da, susținându-și cu o serie de argumente. Da, mie mi se pare, mă întrebați, mie personal mi se pare că spațiul public. Mie mi se pare că natural, având în vedere că ai distanța de 6 metri cel puțin de spectatori, e discutabil dacă trebuie să porți masca, dar dacă legea te obligă... Nu. Explicația există. Explicația este următoarea. Nici cel care vorbește de pe scenă și nici cei care stau în public nu se teleportează acolo. Intră pe o singură poartă de acces, pe urmă se întâlnesc când ies. Da. Se întâlnesc la toaletă, se întâlnesc deși este, da, un spațiu liber și sunt mulți oameni în aceeași încăpere. Asta este și explicația pentru care există această regulă cu mască. Dacă ar fi apărut direct vorbitorul pe scenă, dar și avem, spectatorii... Dar avem nuanțe. Dacă eu pe culoarele alea mă duc cu mască și până ajung în fața publicului, până mă dau jos, e discutabil, apropo de serial. Pentru că în momentul ăla nu mai... interacționez cu nimeni, stau la distanță, îmi termin speech-ul, îmi pun masca la loc și continui să mă duc pe culoarul pe care am venit fără să
Cred că problema domnului Puiu nu era legată de mască, de, doar de purtarea măștii pe scenă. Da. E discutabil. E discutabil. E discutabil. Și dumneavoastră, dar atâta timp cât există o reglementare, ce ne spuneți dumneavoastră e că o veți respecta. Absolut, absolut, absolut. Nu sunt un, nu mai sunt un rebel ca la 16 ani când eram mai tânăr și mai nonconformist, ca orice tânăr care descoperă viața. Deci sigur, da. Haideți să ne întoarcem la discutabil serialul. Da, data asta. Da. Domnule Zanfirescu, care a fost reacția oamenilor când au văzut primul episod? V-au sunat prieteni, actori? Nu ne-am așteptat, da. A fost mai mult decât onorantă. Nu știam cum va prinde. Eram și noi curioși. Sigur că credeam în produs, că de-aia l-am făcut, dar nu ne-am dat seama de impact. Și ne dădeam cu părerea și sigur că speram să fie... să prindă. Și ne-a bucurat foarte tare. Ne-a bucurat foarte tare că a fost un moment, ca o explozie așa am avut, nu mai știu, la primul episod am avut în foarte scurt timp, în, să nu mint, 24 de ore, 48 de ore, am avut 80.000 de vizualizări. Deci a fost cumva destul de nu v-au cerut, băgați-ne și pe noi în proiect, stăm acasă, ne plictisim, ne avem ce face. Am avut discuții cu colegi, sigur că da, și cu mulți mi-ar fi făcut tare mare plăcere să pot să-i aduc și să fie alături de noi. Dar respectam un scenariu, era mai complicat, adică trebuia să păstrăm scheletul și... Este o perioadă care totuși a lăsat urme adânci asupra oamenilor, perioada de izolare și în special asupra celor care lucrează în industrii creative, în industrii care au nevoie de feedback-ul publicului. Care este starea de spirit, domnule Zanfirescu, printre colegii dumneavoastră, actori? Simt la mulți colegi o spaimă și o tristețe. Simt. Și la unii chiar verbalizată. Simt o teamă de ce urmează, de simt frica de necunoscut. Și spun, nu știm ce va fi. Nu știm, n-au niciun fel de, n-avem niciun fel de sistem în care să ne dăm seama, să ne dăm seama în ce direcție se merge. Ca toată lumea, că toți suntem în situația asta, nu știm cum va evolua. Cred că lumea nu va mai, adică sigur cumva, lumea nu va mai fi la fel. Dincolo de starea asta de anxietate, nu? Pe care o resimt și actorii sau mai ales ei. Există o stare de revoltă pentru că, de pildă, industrii s-au deschis pe când industria spectacolului rămâne în continuare închisă? Nu, n-aș putea spune că am simțit revoltă. Mai degrabă spaimă, mai degrabă o tristețe, o anxietate, o... Am citit o revoltă într-o postare de-a dumneavoastră. În care sunt momente când explodează. Teatre nu, da. O formulă care a fost pe urmă împrumutată de diversi politicieni. Dumneavoastră a spus, domnule, să deschid saloanele de păcănele, nu? Sălile de joc, în schimb teatrele rămân închise. Da, a fost o revoltă și nu, am înțeles că nu a fost a mea. Am înțeles că altcineva, eu nu auzisem, eu am născut-o și eu, dar am înțeles că ea era deja în spațiu... S-a născut în mai multe locuri. Da, deodată. Și, da, se întâmplă. Și până am și făcut, am și scris un late edit acolo, că am auzit că eu sunt apolitic, nu vreau să mă implic deloc în nicio... Nu e treaba mea, nu e misiunea mea pe pământul ăsta. Dacă am o misiune, sigur nu e asta. Și atunci am și specificat, am auzit că a fost folosită și nu are nicio legătură cu mine. E absolut întâmplătoare legătura. Că am vrut să lămuresc asta. Dar am avut momente de revoltă. Da, când am văzut, dacă țineți minte, se pleca la muncă, și erau oameni înghesiți în avion, au fost diferite momente în care am aflat cu toții că pe nu știu aeroport erau 500 de oameni deodată aduși și trimiși și noi în sală, sigur că ai un moment de frustrare și de ce facem? Adică, de ce? E natural să gândești așa, să zici, nu e corect. Dai drumul la păcănele și la teatre nu. Păi am văzut săli de păcănele cu 40-50 de oameni. În ele, întâmplător, e un teatru, nu spun unde,
care are lângă el sau lipit de el o sală de păcănele. Și am văzut ce se întâmplă. Știu ce se întâmplă. Eu nu m-am dus la păcănele. Nu merg la păcănele. Dar am văzut, ducându-mă la teatru, era acolo. Plină. 50 de oameni. Cum faci? Eu înțeleg că păcănelele aduc la buget sume mari de bani legale și așa, dar nu știu moral cum să gestionăm situația. E delicat. Luăm o scurtă pauză, domnule Zanfirescu, ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors, emisiunea În fața ta continuă. Actorul Vlad Zanfirescu este invitatul zilei de astăzi, actor, dar și director interimar al Teatrului Bulandra, de o scurtă perioadă de vreme. Spuneți-mi un lucru, domnule Zanfirescu. Dumneavoastră ați făcut, alături de alți colegi actori, producător, serialul ăsta online discutabil, despre care ne-ați spus că deja v-au contactat și alții, vor să preia formatul sau sunteți invitat la un prim festival internațional. Astfel de idei și astfel de soluții pot să funcționeze, pentru că pot să funcționeze din nou sau discutabil va rămâne doar așa pentru perioada stării de urgență? Nu știu, cred că pot să funcționeze tot așa, pe termen scurt. Cred că noi suntem creativi și crizele ne provoacă creativitatea și ne fac să găsim tot felul de soluții, de a exista, de a fi, de a ne manifesta. Nu știu dacă pe termen lung poate funcționa, nu-mi dau seama. Discutabilul întâmplător are o poveste fericită. Acum câteva zile am fost sunați și ieri mai exact, și a fost sunată producătoarea noastră, Cristina Dobrițoiu, și au început discuțiile pentru sezonul 2, ceea ce este absolut onorant pentru noi. Nu știu dacă se va concretiza, dar au început discuțiile. Deci, după aia, absolut întâmplător, în timp ce vorbeam la asta, așa ca anecdotică, în timp ce vorbeam de discutabil, pe Zoom, pe online, cu prietenii mei, printre care și Alex Popa, scenaristul, a ieșit din gura, nu mai știu, a cui, a mea, dar nu vreau să mi-o asum că e a mea, că nu, asta e important, ideea de ce s-ar mai putea face online. Și nu știu cine a zis, video chat. Și Alex, știm de că asta s-a gândit și a zis, stai puțin. Și deși îl scria la discutabil, în 3 zile am primit pilotul de la videochat. Videochat fiind un serial difuzat deja pe unul dintre principalele canale generaliste. Da. Și noi filmam la discutabil și ne-am gândit, ce facem? Facem pilotul? Doar așa să facem pilotul? Ca să ce? Unde duce? Eram foarte prinși cu discutabilul. N-are rost. Hai să nu ne apucăm de el. Hai să, totuși, facem și pilotul ăsta. Și am avut câțiva prieteni buni în jurul meu care au zis, de ce nu? Ce faci? Joci undeva, ești plecat. Eu, înainte de pandemie, jucam în fiecare seară, aproape 20 de spectacole. Deci eram destul de ocupat. Dar acum chiar nu eram ocupat, nu plecam nicăieri, nu filmam. Și atunci am zis, ok, hai să-l facem. Și de la pilotul ăsta s-a ajuns să... Videochat cum e filmat? Nu mai e în aceleași condiții în care a făcut discutabil? Nu, e în alte condiții, e în condiții mult mai profesioniste, e schimbată cumva. Noi suntem pe videochat, dar arată altfel. Și e filmat cu camere, cu lumini, cu tot ce înseamnă o echipă de filmare adevărată, dar în condiții safe, adică fiecare actor și singur în spațiul lui, suntem în legalitate. Industria de teatru, am discutat despre ea, așa, în linii mari. Industria cinematografică, acolo cum stau lucrurile? Din câte știu, au avut de suferit. S-au amânat filme, seriale. Cinematografele au fost închise. Cinematografele închise, nu mai zic. Seriale amânate, pentru nimeni a fost ușor. Erau seriale programate, trebuiau să înceapă filmările. Adică erau, și vorbind de toate trusturile care funcționau și care aveau și făceau seriale.
greu, a fost foarte complicat. Pe toată lumea a dat peste cap povestea asta. Cert e că până la apariția unui vaccin și până când nu vom reuși să luăm toate măsurile pentru ca virusul să nu se mai transmită, multe industrii vor rămâne în continuare închise, în special cele care au contact direct cu publicul. Da. Și din păcate, industria teatrului este direct afectată. Acum, jucați în aer liber, ați fost la Undercloud, se poate juca în sălile în aer liber. Vine toamna, vine iarna, plouă, va fi vremea rea. Cum puteți muta în condiții de siguranță spectacolele acestea în săli? Sper într-o formulă în care să se poate intra în sală cu distanțare. Există niște formule, se aplică și în aer liber, n-au statua om lângă om. E o regulă, e o formulă care funcționează, da, și aplicată și aplicabilă, și sper să fie și în săli la fel, să începem așa, cu o capacitate, să zicem, undeva la 20-30% din sala acoperită. Pentru teatrele de stat funcționează, pentru teatrele private și particulare mai deloc, pentru că costurile nu se pot acoperi când vorbim de un investitor privat care are de plătit enorm de multe lucruri. Tu trebuie să umpli sala altfel, dacă nu ai sala plină, ești în pierdere mare. Nu vă închipuiți că cei care fac spectacole câștigă foarte, foarte mult. Nu, ei fac un business care funcționează greu. Tu trebuie chiar să umpli sala aia 100%. Nu e ușor. În condițiile astea, crezi că o scumpire a biletelor ar rezolva această situație? Nu-mi dau seama. Am înțeles că în restaurantele din Italia sau din Franța, unde la început la fel au dat voie doar la înăuntru deloc sau mai deloc și afară foarte puțin, au scumpit. Și lucrurile funcționau, din câte am înțeles. Lumea, ok, e mai scump, dar înțeleg și de ce, că e lumea mai puțină. Și este un gest de solidaritate. Și plătesc cum mai necesar. Nu știu dacă la teatre ar funcționa și nu știu dacă în România ar funcționa. Adică sunt totuși... Înainte însă de pandemie, această breaslă a actorilor de teatru și teatru în general în România părea, cel puțin în orașele mai mari, că intră așa pe un trend pozitiv. Da, se născuseră multe teatre independente, particulare, multe spectacole, ofertă destul de variată, atât la teatrele de stat, cât și la cele independente. Da, chiar o luase pe un... Foarte, era absolut înfloritoare epoca, momentul dinainte de. Eu am două spectacole, aveam, în sensul că acum nu le mai joc, dar ele sunt All Inclusive și Pânza de Păianjen, scrise tot de Alex Popa, care a scris Discutabilul, și pot să vă spun că jucam cu ele săptămânal, luni și marți în țară, de două ori pe lună în București, la sala mare a Teatrului Național, 1000 de locuri, și lumea venea cu mare drag și aveam să-l pline mereu. Deci, și era o efervescență, era, uite, vorbesc de trecut, așa mi se pare, era, lumea venea cu drag și aveam să-l pline. Sunt tare curios pentru dumneavoastră personal, care, e clar că sunteți un tip hiperactiv, aveți multe activități, mergeți, aveți o grămadă de spectacole, aveați. Nu? 20 de spectacole. Cum a fost momentul ăla în care a trebuit să vă izolați șoc, în casă? Șoc. Nu-mi venea să cred. Eu acum nu plec nicăieri, plecam din asta, repetiții, spectacol, turnee. Șoc. Adică pe moment a fost, nu-mi venea să cred. Da. Parcă m-ai scos din priză, așa. Acum stăm. Da. Vă venea să ieșiți din casă, să o luați așa pe străzi? N-aveam voie, din câte ții minte, că chiar atunci n-am avut voie, n-am ieșit. Aveam voie să luăm, nici mai ții minte, să luăm până la colț. Cu declarație. Luăm o scurtă pauză și revenim pentru ultima parte a emisiunii În fața ta. Click.
Ne-am întors ultima parte a emisiunii în fața ta. Actorul Vlad Zanfirescu este invitatul zilei de astăzi. O întrebare, domnule Zanfirescu. Cum vă imaginați dumneavoastră că va arăta teatrul peste un an pe vremea asta? Eu cred sincer că din primăvara lui 2021 lucrurile cumva se vor reveni încet spre normalitate. Nu cred că mai devreme, din păcate. Nu dețin adevărul absolut. Nu știu dacă va fi așa, dar ceva îmi spune că în toamnă, din păcate, nu ne vom întoarce în sală și sper că în primăvară să ne reîntoarcem și la toamnă, toamna lui 2021, vorbim de acum de octombrie la anul, să fim undeva la măcar la 50% capacitate cu spectatori în sală. Sper din suflet să fie așa. Dacă nu va fi așa, va fi trist. Mulțumim că ați venit, domnule Zanfirescu. Poate că realitatea vă va contrazice în mod pozitiv. Doamne. Mulțumim că v-ați făcut timp să veniți, Florin, și ție îți mulțumesc. Domnilor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Numai bine. La revedere.